pasivă. Dar mă refer vectorii proteine, starea sistemului, cu vector și cu înălătarea spinului. E, dacă nu am duie lucruri care sunt oarecare să ai spinul de și acolo îi spun de lucru, o să interacționez ei pur și simplu și o să se facă un detaliu. Și după aceea care se pasă un detaliu și dacă mă scos spinul unia, prolapsez și spinul celuilor. Da, pentru că asta e un foarte aproape, care se par și au fost pentru a mea. Ok. Interpretarea nu este că
Fotonul, când ajunge la cristal, alege să meargă fie în stânga, fie în dreapta, ci devine într-o superpoziție de stânga și dreapta. Și în momentul în care o măsor, văd ca fiind fie parabola din stânga, fie parabola din dreapta. Deci, poarta, deci, prin spetul acela, e o poartă cadenată. Îi creează o superpoziție egală de două direcții. Deci, în felul acesta, cu cristale și elemente optice, pot implementa toate porțile logice cuantice. După aceea pot face calcule în felul acesta. Problema cu fotonii e că nu prea pot să-i stochez, nu pot să fac memorii cuantice cu fotoni, pentru că n-am început la viteza luminii, și atunci și până la viteza luminii e greu să calculez și să-i țin undeva. Altă modalitate este cu câmpuri magnetice. Există ceea ce se cheamă juncțiunea Josephson, pe care se bazează calculatoarele de la D-Wave, și la care ideea e că am o buclă, o sârmă, un metal, și pur și simplu leg în buclă, răcesc metalul până aproape de zero Kelvin. După aia capăt o proprietate care se cheamă supraconductivitate, în care apare un câmp magnetic și câmpul magnetic e cuantificat. Adică, din nou, poate să aibă doar două stări posibile într-o anumită bază și astfel le pot interpreta stările respective ca fiind zero și unu. Și pot manipula, mai venit cu un câmp magnetic extern, pot să-i modific starea exact cu o foarte logică cuantică. Din nou revenind la spin, în loc să folosesc spinul electronic, pot să folosesc spinul unui proton sau spinul unui neutron, deci particule din interiorul nucleului unui atom. Și asta se poate face de rezonanță magnetică nucleară, sau pentru că cale de neutron, cum se cheamă el. Și mai există și multe alte, am pus niște lucruri la final. Dar, în principiu, dacă v-am zis de toate lucrurile astea, puteți să vă întrebați pe mine și care e problema atunci, de ce nu avem calculatoare cuantice. Și sau putem să punem, să zicem, să reformulăm întrebarea ce previne realizarea scalabilă a unei implementări a unui calculator cuantic. De ce nu putem să facem asta? Care e problema? Și problema este tot, în principiu. Și anume, mediul înconjurător, tot ce e în jurul calculatorului cuantic este problema. Pentru că mecanica cuantică îmi descrie mie tot, nu descrie doar calculatorul cuantic, îmi descrie și mediul înconjurător și tot ce există acolo. Și calculatorul acela cuantic nu e undeva orbit, să zicem, și știa că ar fi orbit, e tot un mediu până la urmă. Deci el se află într-un mediu. Și atunci trebuie să vorbesc și de interacțiunea calculatorului cu mediul. Și problema e că, de obicei, interacțiunea aceasta este foarte greu de controlat și poate să-mi afecteze calculele. În ce fel? Și acum vorbim de fenomenul acesta de decoerență, care este fenomenul prin care interacțiunea cu mediul distruge abilitatea de a face calculele. Să zicem că am un qubit în starea aceea de superpoziție. Să zicem că am un electron și cumva l-am pregătit să fie într-o superpoziție de spinuri, adică nu e vertical sau nu e vertical în sus sau în jos, într-o superpoziție de astea două spinuri. Și îmi țin undeva, îmi fac nimic deocamdată. Și, cum ziceam, mecanica cuantică îmi descrie și mediul înconjurător. Deci există un vector într-un spațiu hiperdens asociat cu mediul înconjurător, și o să zic de, de la environment. Deci, sistemul meu complet este acel hibrid din calculatorul cuantic, un produs senzorial cu mediul. Produs senzorial înseamnă pur și simplu să obțin starea asociată cu întregului sistem. În cazul meu, cu hibridul și mediul înconjurător. E, după ceva vreme, mediul o să interacționeze cu qubitul. E inevitabil lucrul acesta, pentru că ce poate să se întâmple? Chiar dacă electronul e ținut undeva izolat sau așa, poate vine o rază cosmică undeva și îmbolnește, sau poate se întâmplă ceva de genul ăsta, ceva foarte ciudat și interacționează cu electronul acela. Nu putem preveni, nu putem oricât plumb va pune în jurul lui sau orice izolare vă imaginați, întotdeauna poate să apară o particulă de undeva și să rogați electronul să interacționeze cu el. Ce înseamnă interacțiune? Interacțiune înseamnă, de fapt, corelație. Eu interacționez acum cu voi și atunci răspunsurile noastre la anumite întrebări o să devină corelate. Spre exemplu, înainte să veniți la workshop-ul acesta, dacă cineva mă întreba pe mine de quantum computing și cineva mă întreba pe voi, poate că am fi dat răspunsuri diferite. Dar acum ați venit la workshop, eu interacționez cu voi și acum răspunsurile noastre să fie cumva corelate, să dăm răspunsuri asemănătoare, pentru că am interacționat cu voi. Deci interacțiunea nu face decât să creeze corelații între sisteme. Și
ce am văzut că sunt corelațiile? Pentru că corelațiile sunt o formă de entanglement până la urmă. Așa mi se spune mecanica cuantică. Și atunci ce se întâmplă e un proces matematic extrem de lung de a arăta săgețica asta, că de la asta se ajunge la asta. Vrează vreo 10 pagini sau așa, pot înțelege de ce e așa. Dar trebuie să mă credeți pe cuvânt că asta se întâmplă. Dacă pornim un sistem în starea aceasta, în urma interacțiunii, se creează un entanglement între qubit și mediul conjurător. Și asta e o mare problemă. Pentru că, inițial, dacă măsuram qubitul acesta în baza plus-minus, el era deja în baza plus. El era plus, deja în vectorul plus. Deci dacă măsuram în baza aceasta, întotdeauna obțineam răspuns plus. Dacă făceam prepararea de qubitul și așa. Cu alte cuvinte, nu exista nicio probabilitate de soluție în alt răspuns. Pe când dacă am obținut starea aceasta, în funcție de ce suntem 1 și 2 acolo, există o probabilitate de nulă să obțin minus, dacă fac măsură de variabile. Deci nu mai am aceeași stare, s-a pierdut superpoziția de aici. Și atunci se spune că qubitul și-a pierdut coerența sau a decoerat, decoherence, când s-a întâmplat lucrul acesta, când a devenit corelat cu mediul. Deci, decoerența înseamnă că nu mai am interferență. Pentru că v-am zis în prima zi că principalul fenomen care e responsabil pentru puterea calculatorilor cuantice era interferența teoriei computaționale, care venea din faptul că am superpoziție. Dacă nu mai am superpoziție, pentru că se produce acele fenomene, nu mai am nici interferență. Dacă nu mai am interferență, atunci totul devine clasic, nu mai este cuantic. Și din punctul meu de vedere, nu mai am un calculator. Practic am un calculator cu obișnuit. Sau nici măcar atâta, pentru că răspunsul o să fie destul de aleatoare dacă fac un calculator cuantic și îl decorerează. Măsurătorul o să-mi dea răspunsuri foarte ciudate și greșite. Dar ați putea să spuneți, că asta e un pic, starea asta cu mediu, nu e o stare coerentă, nu e o superpoziție, de ce nu pot să măsor starea asta dacă e așa? Și răspunsul e pentru că mediul e gigant și poate să aibă doar din 10 la puterea 23 particule. Știi, numărul de Avogadro. Și mai mult decât atât, deci să zicem că asta ar fi o problemă. Să zicem că am putea cumva să măsurăm sistemul ăsta monstruos de particule. Problema e că particulele alea nu circulă prin mediu. Și, spre exemplu, poate să vină un foton, să-mi strice mie superpoziția acolo și mai el pleacă. Viteza unui și acolo. Treaba mi-a stricat calculatorul și nu mai are nicio treabă. Nu mai am să deci, este o schimbare irreversibilă care se produce în sistem. Și vă sună cunoscută chestia asta că se întâmplă ceva, aveam un sistem, să zicem, preparat într-o stare frumoasă, o stare drăguță, și după aceea s-a produs o schimbare irreversibilă și acum nu mai e o stare drăguță. Exact, cu alegerea termodinamicii și entropia. Decoerența este pur și simplu o manifestare a celor de-a doua lege a termodinamicii. În felul în care legea a doua termodinamicii se manifeste și ne strică nouă calculatoarele cuantice. Și, deși procesul ăsta de decoerență vedem că este destul de nasol cu ideea de a face un calculator cuantic, totuși ne explică de ce nu vedem ciudățelile mecanicii cuantice în jurul nostru. Pentru că stările decoerează mereu, ele se interacționează mereu. Și atunci nu observ niciodată superpoziție. Laptopul ăsta nu apare și dispare plus de aici sau lucruri de genul acesta. Deci decoerența este un model matematic, un fenomen, prin care putem explica de ce nu observăm la nivel macroscopic fenomenele cuantice. Pentru că la nivel macroscopic avem foarte multe particule, interacționează între ele și în medie se comportă ca sistemul clasic. Mai există o lege care se cheamă legea lui Ehrenfest, explică lucrul acesta și care zice că dacă vrem să calculăm valorile medii pentru observabile macroscopice din mecanica cuantică, obținem exact aceleași răspunsuri pe care le obținem din mecanica clasică. Deci, în medie, sistemul cuantic la nivel macroscopic se comportă ca un sistem clasic, exact cum am zis. Și, cum spunea, scoaterează în problema cu quantum computing, nu e doar că încercăm să ținem erorile să nu intre în calculator, dar încercăm să ținem calculatorul să nu iasă în afară.
să nu se scurgă mediul înconjurător, să nu interacționeze cu mediul înconjurător. Cum putem rezolva problema aceasta? În primul rând, ținând cont că calculatorul o să fie mereu în mediu, am putea să ne punem întrebarea dacă putem ca să rezolvăm problema aceasta. Dar răspunsul este că da. Și înainte să vă dau răspunsul, înainte să vedem cum rezolvăm problema, hai să discutăm despre altă întrebare. Este un calculator cuantic, un calculator analog? Mai știți că, sau nu știu dacă știți, dar pe vremuri înainte de calculatoare digitale, existau niște calculatoare analogice care aveau niște, niște chestii de care porceau. Potențiometri, așa, sau în fine. Și calculatoarele respective erau calculatoare mecanice și rezolvau probleme cum ar fi să calculeze derivate sau integrale sau chestii de genul ăsta. Și acelea erau calculatoare analogice, erau venit calculatoare digitale, unde nu aveam așa valori, parametri continui pe care puteam să-i variez, ci aveam stări discrete, 0 sau 1, binar. Deci asta înseamnă digital. Și acum, ținând cont că v-am zis că în quantum computing stările sunt niște vectori într-un spațiu și că matricele unitare pur și simplu împrumutesc vectorul în spațiul respectiv, este calculatorul cuantic un calculator analogic? De ce nu? Nu, nu, nu. Să zicem și că am putea să fie operator. Operatorul este oricum cu rotație. Exact, exact.